Anca, felicitări, ați făcut o partidă foarte, foarte bună asta. Mulțumim frumos, am dat tot ce am putut pe teren și am încercat să facem publicul să fie în continuare alături de noi. Sunteți la al doilea succes consecutiv, nu vă opriți aici, să sperăm. Da, săptămâna trecută am avut o deplasare destul de lungă la Sighet, am câștigat. Săptămâna aceasta ne-am antrenat foarte bine, am făcut tot ce am putut pe teren să câștigăm și ăsta este doar începutul, urmează să vă surprindem pe parcursul campionatului. Un plus de experiență, ai venit la echipă cu un plus de experiență. Cum regăsești Craiova? Da, este primul an când joc aici. Am jucat la Timișoara până acum, am jucat în campionat contra Craiovei, am văzut atmosfera foarte bună din teren, am auzit de noul proiect făcut pentru viitorul campionat și m-am regăsit aici și cred că este din ce în ce mai bine. Ce crezi că mai trebuie sau nu mai trebuie nimic pentru o promovare? Pentru o promovare este foarte greu, trebuie să muncim foarte mult, trebuie să ne antrenăm foarte bine, trebuie să punem pur și simplu suflet și să muncim foarte mult. Mulțumesc și eu! Luci, felicitări! Al doilea succes! Mulțumesc frumos! Cum v-am spus și înainte de meci, mă așteptam să fie un meci greu. Problema e că l-am făcut singur greu, din păcate, dar am scos-o la capăt. Se vede că am adus niște îmbunătățiri la echipă, adică fetele care au venit ne-au ajutat, cum a fost Marciu, cum a fost Anca. Suntem încă la început, ați văzut, sunt multe greșeli, multe, mai avem de legat, dar în principiu... Arătați mult mai bine față de anul trecut. Bine, asta vreau să spun, în principiu. Ai spus mai devreme că a fost greu, te-ai referit doar la setul 3. Și primele două seturi au fost grele, au fost momente în care... Am luat-o așa, am ieșit de pe drum, cum ar veni. A fost și o relaxare la un moment dat, am și făcut schimbări, le-am schimbat de pe linie pe alta, am schimbat jucătoarele între ele. E normal să apară dereglări, dar avem timp, încet, încet, avem timp să le punem la punct. Așa cum spuneam, echipa este mult mai bună decât sezonul trecut. Vă gândiți cumva la promovare? Dacă vi se întâmplă, vă dați la o parte? Nu, noi ne propunem să câștigăm toate meciurile. Mai departe depinde de multe chestii. Nu am discutat cu nimeni problema asta, dacă ar fi să promovăm sau sau dacă ajungem până acolo, vedem atunci ce să fie. Trebuie să luăm pe etape. Ne interesează să ajungem la primul turneu, ceea ce anul trecut n-am reușit. Ăsta e primul obiectiv. După aia, eu în fiecare mi-am propus mai mult. Anul ăsta îmi propun și următorul turneu, adică la turneul de promovare, eu așa sunt eu. Dar trebuie să o luăm încet, încet, pentru că după cum ați văzut, în orice moment poate să alunece și se poate strica totul. Avem șanse să mergem, ideea e să mergem cât mai sus și mai departe vedem. Dacă se pune problema de promovare, vedem ce se întâmplă. Dacă găsim susținere, până acum ne-au susținut. Și primăria și clubul au fost de acord să mai aducem, am adus trei fete anul acesta noi, adică se vede, bunăvoință există, dar probabil că până la un moment dat, până la un punct, că e vorba de finanțe aici. Ei știu cel mai bine. Noi trebuie să ne facem treaba. Mai departe, rămâne să vedem ce se întâmplă.